Pentru a determina un agent public să acționeze în folosul unei persoane sau a unui grup de persoane, acestuia nu întotdeauna îi se oferă mită, adică bani, favoruri, etc. Uneori, cei interesați încearcă să-l ia cu binișorul sau, din contra, încearcă să-l sperie cu ceva, să-l intimideze. Se întâmplă ca persoanele care le dau agenților publici ordine ilegale să fie chiar șefii lor corupți. Atunci când agentul public este supus presiunilor ca, într-un fel sau altul, să acționeze ilegal, asupra sa se exercită o influență necorespunzătoare. De exemplu, pădurarul Vasile pornește într-o inspecție de rutină. Și când colo, hopa, în mijlocul pădurii dă nas în nas cu un camion încărcat până în vârf cu bușteni proaspăt tăiați. Stați pe loc, nu mișcați! Voi cine sunteți? De unde ați luat lemnul? Actele la control! Dar cetățenii din camion nici măcar nu par a fi stresați. Stai liniștit, nene. Noi suntem din partea lui domnul Ion. Care domnul Ion? Voi furați bunul public, nu se lasă pădurarul. Atunci, cetățeanul scoate telefonul, formează un număr și îl întinde pădurarul. Alo? Cine e la telefon? Pădurarul Vasile. Bună ziua, Vasile. Procurorul la telefon. Să trăiesc, domn procuror! Exclamă Vasile, surprins de așa o prezență înaltă. Mai Vasile, eu cred că tu ești băiat deștept, cu perspectivă. Mai pe scurt așa, mașina asta o lași în pace. Ia duce lemnul la... Nu-i treaba ta unde. Domn procuror, dar păi ăsta e bun public. Auzi, Vasile, ia vezi destul de treabă și nu-ți băga nasul unde nu-ți fierbe oala. Sau vrei să ai probleme? Ei, ce să facă bietul Vasile? Cam ce poate face un simplu pădurar contra unui dita mai procuror? Și cine va lua lui apărarea dacă Vasile nu cedează și își face cinstit datoria? Oricine s-ar fi speriat, numai nu pădurarul Vasile, care gândea cu totul din altă perspectivă. Ia stai așa. Ce așa mare lucru dacă e procuror? Sunt un pădurar cinstit, îmi fac bine munca, n-am furat, n-am încălcat legea, de ce ar trebui să mă tem? Deci, ce ar trebui să facă un agent public atunci când este supus presiunilor ca să acționeze ilegal? În primul rând, trebuie să respingă expres influența necorespunzătoare și să-și desfășoare în continuare activitățile în mod legal. Dacă agentul nu este în putere să respingă de unul singur această influență, el este dator să denunțe în scris cazul dat conducătorului instituției din care face parte. Conducătorii entităților publice sunt obligați să asigure disciplina de muncă în cadrul instituției în așa fel ca angajații lor să poată munci în corespundere cu legea. Șeful instituției publice, care primește un denunț de influență necorespunzătoare, are obligația să înregistreze cazul, să atenționeze persoana care a încercat să exercite presiuni despre faptul că acest comportament este interzis în raport cu un agent public. Să se asigure că agentul public, mai ales în situația respectivă, procedează după cum îi cere legea. Atenție! Doar dacă șeful entității nu ia măsurile cuvenite sau chiar el este cel care exercită influența necorespunzătoare, agentul public trebuie să depună un denunț la Centrul Național Anticorupție. Agenții publici care nu resping expres influențele necorespunzătoare și nici nu le denunță în cazurile în care nu se pot descurca pe sine stătător, vor fi supuși sancțiunilor disciplinare sau chiar penale. Ne dorim cu toții să trăim într-un stat care să ne protejeze drepturile și să ne ofere cele mai bune șanse de dezvoltare. Iar asta înseamnă angajați ai statului, care își fac datoria onest, așa cum scrie legea, liber de corupție și influențe necorespunzătoare. Statul de drept este un stat cu funcționari integri. Țineți minte, integritatea este libertate.